Bogdan, felicitări, o victorie meritată împotriva celor de la Ploiești. Cum a fost jocul? Cred că această victorie, în primul rând, înseamnă foarte mult pentru moralul nostru. Veneam după niște meciuri care ne-au dus jos de tot, însă cred că după acest meci putem să creștem ușor-ușor. Mai avem mult de lucrat în apărare, mai ales am primit 80 de puncte, 80 ceva de puncte. Însă cred că e un prim pas cu noul antrenor spre ce ne dorim și cu ce e obișnuită Craiova. Cum vă simțiți așa, după câteva zile, o impresie? L-am primit bine, e destul de dificil să schimbi antrenorul în mijlocul sezonului, însă a venit cu o altă mentalitate, încercat punct de vedere tactic, nu a reușit să schimbe foarte multe, pentru că a avut doar două zile la dispoziție și cred că ne deruta și mai tare, însă a lucrat foarte mult la psihicul nostru și cred că asta s-a văzut în meciul ăsta. S-a încheiat prima parte a campionatului și urmează oarecare play-out pentru noi. Care sunt lucrurile voastre? Da, din păcate am luat acesta, vom juca în play-out. Știu că în ultimii ani Craiova a fost obișnuită să joace în fazele superioare, însă din păcate asta este sportul și trebuie să obținem maximum din ce putem din acest play-out. Coach, congrats for this win against Ploiești. How was the game? Thank you very much. First of all, it was a very tough game for us. We didn't have much time to work together with the guys. Only 3 days, but I have to say I'm really proud of them. They did their best. Of course, we have many mistakes to correct. Still too early. It was our game. We controlled it from the beginning. We have to respect the game a little bit more. Well, what I mean is, almost we blew a difference at the end because we believed that it was over. So we have to play every possession the same way, offense and defense, until the final buzzer. But I'm really proud of them. It's not easy to change coach in the middle of the season. The guys responded very well, and I want to thank them, and I'm really proud of them. Today was a win after 4 horrible games. How do you feel the guys? Well, as you can see, the morale is a bit better. Their confidence start coming back a little bit. To be honest, I believe like for almost 20 minutes, overall 20-25 minutes, we played very good basketball. So this is what I want to keep. We see every game differently, and in every game we play every possession differently. So we have a lot of work to do. Hopefully we'll do better. What's next for the team, the first part of the championship already? Unfortunately, after many years, Craiova is playing for the playouts. So this is a sad situation, but people of Craiova and management, the president, are doing everything they can to support the team and help the team. So what we want is, as I told you, see every game differently and do the best we can, and we will see what happens at the end of the season. Thank you so much. Confruntare în fața Craiovei astăzi, cum a fost partida pentru voi? Destul de ciudată. Multe puncte de vedere, un coleg de-al nostru a acuzat amețeli. De ce s-a întâmplat? Nu știu, colegul nostru a acuzat amețeli. Era clar că nu e în apele lui. Era confuz. A fost dus la spital, nu am niciun update. Sper că e bine. Aș începe cu asta, pentru că clar ne-a afectat pe toți și probabil pe toți oamenii din sală. Al doilea aspect, 28-7 raportul la libere astăzi în favoarea craiovenilor. Nu știu dacă să zic mai mult decât asta. Aici s-a făcut diferența la libere? Adică eu punctul meu de vedere, da, vă dați seama, 28-7, multe puncte mai ușoare decât cele pe care le-am avut noi. Ce să zic? Una peste alta, noi am început cu siguranță rău meci în prima repriză. Cred că l-am echilibrat în a doua, dar nu a fost suficient până la urmă. Ce așteptări aveți în partea a doua campionatului? Cu siguranță vrem să ne clasăm cât mai sus în turneul ăsta 11-18. Să avem probabil un match-up cât mai favorabil în play-out, în seriile decisive pentru, mă rog, evitarea retrogradării sau, mă rog, acum este și zvonul acesta că s-ar putea să mărească numărul de echipe, încă nu știm.
Noi o să jucăm ca și cum s-ar retrograda până o să aflăm update-uri și da, cam asta ar fi. Sper să ne lasăm cât mai sus. Din păcate, înfrângere pentru echipa dumneavoastră în această seară în fața Craiovei, însă aș vrea să începem legat de incidentul cu jucătorul dumneavoastră. Dacă știți ce s-a întâmplat cu el, ce i-a venit rău? Nu știu, s-a simțit rău, s-a făcut rău la pauză și atât pot să știu că au încercat să ne cred că o lipsă de calciu sau ceva, dar vom vedea ce rezultate vom avea de la spital, că este în momentan este la spital. Legat de prestația băieților dumneavoastră, poate da. Exact cum a spus, aruncările de la libere au contat. Nu neapărat. Aruncările de la libere, noi am avut procentaj foarte bun. Din păcate n-am avut prea multe. Asta nu este de mine să decid câte aruncări de libere vom avea și acum. Dar am avut o prestație foarte slabă, fără intensitate în prima jumătate a meciului și asta ne-a costat pe final. Mai multe nu vreau să vorbesc despre acest meci. Trebuie să ne strângem rândurile și să abordăm următoarea fază cu mentalitate de învingător în primul rând.